și ceva, aproape 200 de cântăreți, și câteodată frații invită, îi pune să cânte două cântări, gândiți-vă numai cu câte mașini trebuie să vină ei acolo, pun două cântări, după care fratele Virgil se predice. Și apoi eu îi anunț pe ei, măi, vezi că eu împart slujba, predica în vreo patru și între ele voi cântați câte două cântări, dar asta e la anunț, și el și conduce sau nu-l anunț, n-are a face. Așa de bucuroși după ce orice formație care se pregătește, care face repetiții, vrea să cânte. Coriști, chiar dacă pleacă de acolo răgușiți, dați bucuroși că au fost folosiți de Domnul. Ce să vă mai spun de ăștia din fanfară? Domnul să vă binecuvinteze. Se simt folosiți, suntem zidiți de lucrul acesta și biserica capătă zidire. Am vorbit în prima parte de climatul acestor vremuri din urmă pe care le trăim noi și pe care probabil dumneavoastră vă mai gândiți la ele. Climat care se caracterizează prin timp scurtat, când nu avem timp să facem tot ce trebuie, și care ne cere să prioritizăm anumite lucruri, climat în care ni se spune că există panică și stres și lucrurile acestea nu vom scăpa, dar avem la dispoziție rugăciune și mulțumim fraților că ne deschid adunarea, să fim la rugăciune, să mai scăpăm din presiune, să mai facem psalmi și să-L putem lăuda pe Domnul. Și apoi există situația aceasta urii împotriva numelui Domnului și noi trebuie să ne hotărâm, oriunde ne ducem, să vorbim de Domnul. Doamne ajută! Să spunem lăudat să fie Domnul în veci. Amin! Ei bine, cum arată un biruitor acestor vremuri, ca fiecare dintre noi să ne pregătim de lucrurile? Eu nu o să epuizez în dimineața asta, probabil o să merg și de seară pe același text, dar o să vedem atunci. Momentan, primul lucru pe care vreau să vi-l spun, stimații mei, că biruitorul acestor vremuri dificile pe care le trăim noi, este unul care ține credința lui Isus. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 12, spune în felul următor. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În mod specific am ales această exprimare biblică, pentru că cealaltă exprimare cu care suntem foarte mulți învățați, credința în Isus, atât a fost de uzuală că nu mai băgăm în seamă. Și de ce lucrul acesta? Pentru că pușcăriile sunt pline de oameni care cred în Isus. Tribunalele sunt pline de oameni care divorțează și atât soțul și soția crede în Iisus. Sunt oameni care se pregătesc să fure, dar ei cred în Iisus că îi va păzi să nu-i prindă. Deci fiecare crede în Iisus. Frații mei, vă prezint aici Biblie cu exprimarea apostolului Ioan care spune și-au ținut credința lui Iisus. Că Iisus a adus o credință care a fost fondată pe ceva anume. Totdeauna credința lui Iisus era însoțită de pocăință. Când Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia, vorbea despre pocăință și credință în această Evanghelie. Totdeauna Dumnezeu când vorbește de credință autentică, ea este însoțită de o anumită decizie care arată credința aceea, și anume de pocăință. Ascultați-l pe Apostolul Pavel care vorbește sumar despre ceea ce trebuie să se predice oamenilor sau ceea ce trebuie să țină un adevărat credincios. Când el se despărțea de slujitorii bisericii din Efes, în capitolul 20 din Faptele Apostolilor, el vine și spune în felul următor tuturor oamenilor de acolo, versetele 20 și 21. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și că nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor, atenție, pocăința față de Dumnezeu, și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Sunt oameni care au doar credința în Domnul Iisus. Eu cred în Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să te păzești de El. El are credință. Nu știi și poți să-ți iei, nu știi și poți să-ți dea, nu știi ce urmărești El, dar El crede în Domnul Iisus Hristos. Totdeauna o credință autentică este dovedită de o viață de pocăință pe care omul o trăiește. De aceea, stimații mei, pocăința pe care trebuie să o trăim noi nu este o pocăință, domnule, eu m-am pocăit. Nu, nu, eu mă pocăiesc. Pentru că credința ți impune lucrul acesta. Ne-am întors la Domnul, dar încă mai avem problemele noastre. Vă mai enervați, nu-i așa? Mai promiteți anumite lucruri de care nu vă țineți de cuvânt. La un moment dat cu soțiile sau cu soții voștri nu vă purtați corespunzător. Nu mai vorbesc cu copiii voștri. Păi nu are a face câți ani de pocăință ai. Nu are a face că ești ordinea păstor. Nu are a face asta. Pocăința încă e valabilă. Amin. De aceea avem slujbe, marți seara, joi seara, duminică seara și mai facem și slujbe excepționale, de evangelizare și așa mai departe. Pentru că dorim să ne pocăim, frații mei. Dar această pocăință se dovedește doar dacă ai credință în Iisus. Dacă tu crezi că astăzi te-ai întâlnit cu Iisus,
Iisus nu vine să spună lucruri de care te plictisești. Dar îi știu așa. Nu, nu. Iisus vine să spună lucruri noi. Îți atinge anumite coarde ale inimii ca să devii destoinic pentru orice lucrare bună. Ca să te sfințești, să te pocăiești în anumite lucruri. Știți că există foarte mulți credincioși care vin la adunare fără nicio așteptare? Care au doar credința în Iisus, dar pocăință de foarte multă vreme nu o mai au la ei. Și ei vin la adunare, se așează pe scaun să vadă cine mai vine, cum cântă. Când pleacă de aici, spun, băi, fanfară o cânta, dar nu corespunzător. Tinerii ăștia o cânta, dar puteți să mai aibă o cântare mai nouă. La un moment dat, dacă mai cunoaște ceva muzică, l-auzi, în domeniul ăla era mai minor cântare, cu toare, de tot felul. Predicatorul ăsta au mai avut și cacofonii în timpul predicii lui. Au făcut neonasme, nu au știut să conjuge vine verbele și așa mai departe. Merge cu tot felul de chestii. Și apoi vine și spune, da, în mare mesajul a fost bun, dar păcat că ăia care trebuie să fie aici nu a fost. De ce? Pentru că el are credință în Iisus, dar de pocăit nu vrea să pocăiază deloc. Și de mult cu aia avem probleme, frații mei. Când în schimb vii la biserică cu credința în Iisus Hristos disponibil să te pocăiești, stai și asculți. Câteodată, într-adevăr, și eu și voi aveam, mai bine vorbești, fratele ăsta, mă bucur că Vasile e aici, că Maria e aici, îi vorbește, Domnul, minunat, vorbește, Doamne. Dar în timp ce spui lucrul ăsta, numai vezi că predicatorul își îndreaptă cuvântul, așa, cu toate că se uită în altă parte, își îndreaptă cuvântul spre tine. Și la un moment dat, parcă îți vine să te ridici și eu să așa, dar taci din gură și spui, bine eu vorbit lui ăla, dar pe mine mă ustur la inimă. Bine eu vorbit, dar uite ce-mi vorbește și mie cuvântul. Recunoaște unde îți vorbește, Domnul. Doamne, aici mi-ai vorbit mie. E adevărat că nu-s pregătit chiar azi să rezolv problema, cu toate că ar trebui, la cât arme, e mai încăpățânat așa. Dar mulțumesc că mi-ai vorbit. Doamne, ajută-mă să fac asta. Știi cât te lupți săptămâna asta să te ajute, Domnul, să mergi să-i ceri iertare cuiva? Dar știi ce ai de făcut? Că pocăința asta înseamnă. Câteodată pocăința e simplu, frate, te rog frumos să mă ierți. Dar câteodată ai o luptă înăuntru tău, băi, mi-oare cum, parcă nu-l văd pregătit pe el. Eu sunt pregătit să-mi cer iertarea, dar parcă nu-l văd pregătit să-mi dea el iertarea. E un caz mai greu, dau așa. Dar pocăință înseamnă să-ți propui să faci lucrul respectiv. Și începi să te rogi pentru asta, pentru că ți-a vorbit Domnul și ești disponibil de pocăință. Câteodată te cheamă Domnul să slujești într-un anumit domeniu. Și îți spune Dumnezeu, te-am chemat să slujești în ceva. De ce ai lăsat arma jos? De ce ai lăsat trâmbița jos? Caută să slujești în continuare. Ia legătura cu oamenii care slujesc în biserică. Cere-le sfat în domeniul acesta. Îți vorbește Dumnezeu ceva. Știți că de foarte multe ori le lăsăm așa să treacă pe lângă noi și Dumnezeu se întoarce și iar ne vorbește și iar ne vorbește. Ne promite Dumnezeu anumite lucruri la care să ne folosească, dar ne verifică dacă suntem calificați. Amintiți-vă dumneavoastră că unul dintre cei mai pregătiți apostoli ai Domnului a fost apostolul Pavel. A fost un om care a învățat la picioarele lui Gamaliel. A avut o pregătire specifică pentru iudeii, toți recunoșteau universitatea care se făcea la picioarele lui Gamaliel, adică în sfera lui de activitate. Nu numai atât, și regii știau CV-ul lui Pavel, că la un moment dat a spus, Pavel, e prea multă ta învățătură, te faci să vorbești așa. Tocmai lui Domnul îi spune când se întoarce la pocăință pe drumul Damascului prin ucenicul Anania, te-am ales ca să duci numele meu înaintea împăraților și înaintea dregătorilor. Dar Dumnezeu nu-l duce imediat să-l pregătească pentru lucrul ăsta, ci îl așează în biserica din Antiohia, unde împreună cu ceilalți slujitori slujea acolo, învăța acolo, după nivelul lui, învăța acolo. M-aș fi așteptat ca Pavel să vină să spună, băi, oameni buni, nu știu la ce vă chema pe voi, majoritatea sunteți pescari. Sunteți pescari, Petru e pescar, Ioan e pescar, nu știu la ce vă, dar pe mine, la studiile mele și la pregătirea mea, Domnul m-a chemat să mă duc direct la împărați, Domnule. Deci eu nu stau prea mult la Nătlac. Mă duc la împărați, unde? La București, acolo am plecat. Mă duc acolo, stau pe lângă guvern, cumva intru acolo în legătură cu ei și trebuie să le predic Evanghelia la împărat. Așa mi-a spus mie, Domnul, ce credeți că am să stau să-mi pierd vremea pe aici, să fac de ordine, să cânt împreună cu voi, să învăț la o trompetă, să cânt în fanfară? Nu, Domnul, eu am plecat direct la București. Nu, nu. Pavel a rămas în Antiohia, pentru că Dumnezeu a verificat omul ăsta se poate pocăi, omul ăsta poate sluji fraților. Și în timp ce Pavel slujea acolo, parcă îl văd așa că a lăsat lucrarea aia lui Anania undeva în trecut. Vine la un moment dat Duhul Sfânt în biserica din Antiohia și spune, puneți-mi deoparte pe Baraba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am. Dar când i-a chemat? La început, dar am verificat dacă ei sunt disponibili să slujească biserici. Dacă ei pot pleca de undeva.
Dacă sunt disponibil să stea aici la îndemâna Domnului. Și știți că de foarte multe ori Domnul Toma asta ne cere? Ne cere să slujim într-un anumit mod, în comunitățile noastre, să ne supunem acolo, unii altora, să învățăm unii de la alții, să învățăm să colucrăm cu toți ceilalți. După care ne trimite să ne facem misiunea noastră și ajungem. Așa am plecat și eu cândva. La început am fost dirijor de cor, am slujit împreună cu frații, am fost lider de tineret, am stat acolo. Numai eu știu câte am luat de la frații bătrâni, că trebuia să o iau. Pentru că plecam cu foarte multă râvnă, dar nu mai trebuia ceva la râvnă. De multe ori nu funcționa și frații bătrâni veneau și îmi puneau nu știu câte pedale de frână. Spunea, frate Virgil, mai calm aici, nu toată lumea putem alerga după dumneatale. Știu că dumneatale vrei trezire spirituală urgentă, vrei trezire forțată, dar nu se poate așa, știi? Mai călmuț așa și mă mai frânau. Și eram supărat că mă frânau. Dar când mă uit în urmă, asta m-a făcut să-mi dau seama că pot să merg mai departe. Ei m-au antrenat. La momentul actual slujesc în diferite comunități. Slujesc mai mult la Dumbrăveni, m-au luat dumbrăvenenii. Dar locul unde am fost eu testat a fost la Plopeni, lângă Suceava, la Plopeni. Acolo am crescut eu. Se ridicau frații, mă puneau primul la predică, după care ei nu mai predicau din Biblie, predicau și am predicat eu. Că de multe ori nu a fost bun, că nu-i chiar așa, că și o luam pe spinare, și eu consideram un abuz din partea lor. Știți, când am ajuns în adevăratele problemele vieții, aveam o tărie și îmi dădeau ăștia pe spinare și n-aveam nicio treabă. Deci, când nu ești antrenat să fii luat de ceilalți întrebări, când ești prea finuț, imediat dai demisie, imediat îți arunci trompeta, imediat nu mai vii la repetiții, imediat să fii ăștia să roagi de tine, vine și să roagă de tine, mi-ai fost la o repetiție, iar o arunci, iar ai văzut nu știu ce, și iar n-ai ce faci cu el, domnule, n-ai ce faci, că nu e antrenat. Ei, când îl bagi la antrenament, când o mai iei din partea asta, când n-are niciunui fugi, când cu tare stai acolo, băi, băi, te trebuie să mă pregătesc, dar eu trebuie să slujesc, eu trebuie să vin la repetiții, iară. Ei, când te bagă, Dumnezeu spune, gata, ți-a trecut, ai făcut seminarul, acum pleci în cutare biserică și să slujești. M-am dus într-o biserică, acolo erau numai antrenori de Problema este că eu eram antrenat deja. Nu puteau ei da cât putem eu lua, înțelegeți? Și atunci am putut rămâne, altfel îți iei câmpii și ai plecat. Dar m-au antrenat frații mei preiubiți de la Plopeni, slăvit să fie Domnul. Priviți lucrurile așa? Că de multe ori suntem deranjați, băi, de ce se ia de mine, dar de ce vrei așa, de ce e așa de exigent, dar parcă altul nu e așa cu tare. Dom'le, Dumnezeu te antrenează pentru ceva anume. Firele de păr sunt numărate, tu crezi că cineva se ia de tine la întâmplare? Verifică dacă are dreptate și dacă are dreptate să ne pocăim, Doamne ajută. Dacă nu are dreptate, ia-o ca antrenament, ca test și mergi mai departe. Pentru că, din nefericire, am văzut oameni mai capacitați ca mine, oameni cu o memorie extraordinară, oameni cu o vocație, dar pentru că au fost prea finuți, n-au putut să-și atingă niciodată capacitatea pe care le-a dat-o Domnul. De ce? Pentru că în continuu, când era vinea cineva din întâmplare sau pus de altcineva, că știți că avem și un dușman, și numai spunea, bă, dar tu cam te dai mândru, bă, tu ești arogant, bă, tu chiar că ești așa. Dintr-o dată, gata, numai, până nu șeri asta scuze, eu nu mai fac, eu nu mai dreg, eu nu mai cu tare. Să rugau frații, bă, dar ai o voce, bă, dar ai o capacitate, dar tu ești cineva, tu ți-a dat Dumnezeu atâtea daruri. Nu, dacă ăla, la urmă venea și ăla, pșoarele trăind după el, hai, băi, fii, dat, asta, hai, treacă, meargă, du-te, că tot mă presează frații, că eu după mine nu era, da? Du-te, bun, gata, s-a dus cu tare, vine altul, pac, iară, ce faci cu un om de ăsta? La urmă te saturi și tu să-i spui, băi, ești capacitat, ești bun, stai liniștit unde ești, gata, s-a terminat. Pentru că nu ești capacitat să lupți mai departe. Ori, stimații mei, credința aceasta te pune într-o poziție să te pocăiești. Câteodată ești vorbit pe nedrept. Ce faci? Leși totul jos? Te ridici și mergi mai departe. Doamne ajută! Pentru că un gest de pocăință. Noi nu slujim aici unui neam, slujim Bisericii lui Iisus Hristos. Și biserica aceasta este tot ce are mai scump mirele. Tot ce are mai scump. De mine te poți lua. De mine poți face mișto. De mine poți să mă bajocorești. Dar nu te atinge de logodnica Domnului. Nu o fă șchioapă pe logodnica Domnului. Nu o fă chioară pe logodnica Domnului. Nu râde de cei ce aparțin de biserică. Pentru că te iei de logodnica Domnului și ai treabă cu logodnicul. Nu contează cine ești. De aceea poți să te iei de o anumită persoană. Poți să
Vorbești la un moment dat. Omul ăla va suporta, va merge. Dacă îmi vorbești de biserică, aviți la cei care plecați din biserică și spuneți la prietenii voștri de descoperirile care au loc în biserică. Râdeți! Râdeți la cercurile voastre de slujitorii bisericii. Nu de ei râdeți. Râdeți de biserica lui Hristos. Și va ajunge din urmă când împărțiți mărgăritarele și le dați în altă parte. De aceea este important să vegem. Tot ce are mai scump Hristos în lumea asta nu-i Casa Albă și Kremlinul. Este biserica lui pe care o face fără pată, fără zbârcitură, că din logonnică va deveni mireasă, slăvit să fie Domnul. Din orice neam, din orice seminție și mulțumim Domnului că și românii și slovacii ajung acolo. Laudă Domnului! Asta e frumusețea. Când vii în adunare, ești pregătit ca credința să o manifesti prin pocăință și pocăința asta trebuiește trăită, Doamne ajută! Al doilea aspect pe care îl are credinciosul este atent la înșelare. Vedeți că apostolii se apropie de Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, spune-le care va fi sfârșitul venirii tale, sfârșitul lumii și semnele venirii tale. Și m-aș așteptat-o Domnul Iisus, vă spun datele exacte ca să nu vă mai chinuiți voi să prognozați de-a lungul timpului. Că am avut frați care s-au străduit să prognozeze când va veni Domnul și au greșit și au stricat și lucrarea și bunul nume pe care îl aveau până atunci. Domnul Iisus Hristos nu ne spune data. Ne spune doar câteva semne ale sfârșitului veacului din care am încercat să extrag câteva pe care vi le-am prezentat în prima fază și apoi ne spune doar atât, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Asta e treaba noastră. A ne păzi de înșelăciune nu e treaba lui Dumnezeu, e treaba noastră. De aceea nu vă mirați când sunteți înșelați să dați vina pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai păzit? Nu, nu. Dumnezeu ne păzește de alte lucruri. Dumnezeu ne păzește de cel rău, că El întinde și trimite săgeți aprinse către noi și Dumnezeu ne păzește. Dumnezeu ne păzește de atacuri demonice care vor să vină asupra noastră și acasă noastră și El ne păzește. De multe ori nici nu suntem conștienți, ne mai anunță Duhul Sfânt că ne-a păzit Dumnezeu și multe săgeți le ofrând. Dar de înșelăciune trebuie să ne păzim noi. De aia trebuie să venim la adunare ca să facem diferența între lucrurile reale și cele false. De învățătura sănătoasă și învățătura în care este curat un picur de otravă. De aia trebuie să venim la adunare. Ca să facem diferența. Că altfel, o picătură face diferența. Eu le mai spun la frați câteodată, dacă mie mi sete și acum spun la omul de ordine de la dumneavoastră, mi sete, adu-mi un pahar cu apă și dumnealui mi-aduce două pahare. Le pune aici pe amvon, două pahare și spune, frate Virgil, pentru că ții sete, ți-am adus două pahare. Numai că în unul dintre cele două am pus o picătură de cianură. Picătura aia e suficientă ca să mă ucidă pe loc. Din care credeți că beau? Din niciunul. Nu face nimeni asta, da, asta, nu. Dar și are dacă cântăm așa. Dar și are dacă ne purtăm așa. Dar și are dacă... Dar sunt și alții care mi se pare că au băut și... Poate băut din ăla bun. Și nu pățesc nimic. Dar dacă este o picătură de cianură, schimbă tot. Avem privic și mormântare. Oribiții mei, de aia Sfânta Scriptură spune că credinciosul se păzește de orice îi se pare rău. Câteodată și eu sunt deranjat de anumiți frați cărora li se pare, n-au documente, n-au analize de laborator, n-au nimic. Dom'le, dar faptul că se păzește de ceva e o dovadă de spiritualitate ca să nu fie înșelat. Câteodată se păzește și deși e bun, dar nu-i problemă de asta. E problemă că omul e atent. Și asta e cel mai important. Decât ei alți care beau amândouă paharele și spune, băi, încep să mă sunt rău. Păi, nu e ce face. Trebuie să te păzești de orice ți se pare rău. Și în comunitățile Domnului trebuie să avem grijă la sensibilitățile astea. Sunt oameni care în lumea asta au fost robiți de anumite patimi. Să nu credeți dumneavoastră când vin în biserică scapă de lucrurile respective. Lucrurile respective îi urmăresc, că sunt protejați de comunitate, de Duhul Sfânt. Dar omul acela, dacă eu nu sunt atent, îl duc din nou acolo. Câți oameni n-am văzut întorși din nou în alcoolism din cauza unor lideri care spunea, domnule, diaconii nu trebuie să fie băutori de mult vin. Da, tu ești prea obișnuit, ce e problema? Și din nou, omul ăla care tremura dimineața până nu bea suta de grame, după ce bea suta de grame, mergea la strung, mergea la sudură, mergea și oriunde se ducea, lucra grozav, dar dârdăia pentru că era alcoolist. S-a pocăit omul ăla. Nu mai dârde. Vine la adunare.
Stă împărtășie cu Domnul. Și la cina Domnului e interesat. Cum că avem la noi, înainte de pandemie, am stabilit să facem cina Domnului cu păhărele și la un moment dat mai avem fraze din adunare care spun, frate, dar nu putem lua două turi, două păhărele, să avem măcar așa. Că de altfel, când dădeai paharul, se termina la două rânduri, că erau frați în zonă. Sunt foști care au venit și care măcar acolo să aibă. Ei, oamenii aceștia există în poporul Domnului. Și se găsește câte unul care e foarte liber. Da, din punctul lui de vedere, e foarte liber. Cum sunt eu, de exemplu. Bunicul nu a avut treabă cu băutura, tata nu a avut treabă cu băutura, eu nici nu o văd. Eu nici nu o văd. La cina Domnului, atâta tot și restul nu văd. Bine, dar sunt alții care-ți veniți în poporul Domnului, dogma din acele robii. Știi ce înseamnă și de ce eu nu consum vin niciodată? Pentru că n-aș avea treabă. În primul rând că nu-mi place, vă spun adevărul, nu-mi place. Și în al doilea rând, pentru că lângă mine am oameni care au venit din robiile astea. Alții au venit de la jocuri de noroc. Alții au venit robiți de televiziune. Tătea cu canal, cu telecomandă, mână și tot muta canale. Nu stă nici pe un canal măcar, dar mută tot de mână acolo. Ei, se numește teleipnoză. Că e robit de treaba asta. E robit de orice e nou. Nu poate. Tu vorbești cu el și dacă este un meș în față, ei, uite acolo, mă. Păi, dar noi vorbim ceva, măi, din pocăință, din cutare. Da, dau gol acum, stai. Sau erați de... Pentru că el nu mai este atent la tine. El este atent de lucrurile care l-au robit. Ori din pricina asta sunt oameni care n-au televizor în casă. Bineînțeles că eu îi consider, noi avem în casă, avem televizor, nu îl deschidea nimeni doi ani de zile și când îl deschideam, când vedeam, dădeam înapoi, gata, nu mai. L-avem avut așa, nu zic ăștia, când avem. Da, dar nu-i, ăsta nu e asta. Ăsta l-a adus Dumnezeu, frate, aici. De ce prin libertatea ta, fratele tău, să cadă de nou meteahnă dinainte? De aia spunea Pavel chestia aia cu carnea. Dacă fratele meu se potecnește în carnea pe care o mai mănânc eu, în viață nu mai mănânc carne, ca să nu cadă el. De aceea, frații mei, în biserica Domnului pocăința se trăiește și în modul ăsta. Trebuie să fim atenți la anumite sensibilități. Fac aici diferență de oamenii care vor să conducă biserica prin starea lor de slăbiciune. Când el nu se pocăiește niciodată de lucrul respectiv, numai vrea să conducă anumite, că lui nu-i convine muzica aia, că lui nu-i convine aia altă. Nu la asta mă refer, ci mă refer efectiv la oameni care se luptă cu anumite lucruri, care vin din trecutul lor și care oamenii ăștia trebuie protejați. În rest, iubini totul, e ok, dar el trebuie să aibă în biserică un loc de protecție. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și câteodată la treburile astea trebuie să ne pocăim și noi, la anumite libertăți pe care le-am putea avea, să le dăm mai în spate așa și să trăim împreună. Că fratele contează mai mult decât genul muzical, decât anumite lucruri pe care le considerăm noi, fratele respectiv să fie împreună cu noi. Și pentru asta trebuie să veghem, Doamne ajută! Pentru asta trebuie să ne pocăim. Sunt multe lucruri la care ne expunem în fața Evangheliei și Dumnezeu veghează. De aceea, frații mei, al doilea pas este... Fiți atenți să nu fiți înșelați. Probabil după masă vom mai continua din pasajul ăsta biblic în ceea ce privește darurile spirituale, în ceea ce privește înșelarea prin daruri spirituale și vom vedea celelalte. Dar pentru dimineața aceasta am dorit să vorbesc despre provocările pe care le avem în vremea din urmă și faptul că trebuie să ținem credința lui Iisus, care totdeauna e însoțită de pocăință. Să ne ajute Domnul! Totdeauna când vin la casa Domnului ca și slujitor, mă pregătesc ca Domnul să vorbească bisericii, dar din biserică și eu. Și mă pregătesc să mă duc cu ceva acasă din care mi-a vorbit Domnul ca să mă pot pocăi. Nu totdeauna reușesc în aceeași zi, dar încerc pentru mâine, pentru poi mâine, și de ce să nu vă spun, încerc de mai mult timp asupra unor lucruri, mă mai constat că în domeniile alea în care mi-am propus să mă mai pocăiesc, m-am mai greșit, pentru că prea mult le-am făcut ca să nu mai... Dar câteodată rezist, câteodată nu rezist. Dar știți că în timp, conștientizând, ajung să stăpânesc lucrurile respective și să biruiesc? Slăvit să fie Domnul! Că asta e pocăința. La asta ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.